Aflăm din surse oficiale că numărul militarilor străini staționați în România a atins cifra uriașă de 5.000. Asta ne conferă, sigur, mai multă uh, siguranță, uh, mai multă certitudine că nu vom fi atacați, dar o întrebare persistă, mai ales atâta timp cât nu a primit încă un răspuns. Cine asigură întreținerea acestora? Și mai ales. Cum este asigurată întreținerea acestora când, în mod cât se poate de firesc, mulți dintre acești militari vor fi însoțiți în viitor de familii?